Salutare prieteni! Una din marile provocări a acestei planete în momentul de față este obținerea de energie într-un mod cât mai friendly pentru un mediu înconjurător. Azi o să vorbesc cu voi de surse de energie. Există multe surse diferite de energie. Sursele de energie sunt Arderea cărbunului, petrolului, gaze naturale, uraniu, biomasa, lumina soarelui, ape curgătoare, mare, vânt și ape geotermale. Toate aceste surse de energie le împărțim în surse de energie convenționale sau neconvenționale. Se estimează că astăzi folosim o energie de 320 de miliarde de kilowatts pe oră în fiecare zi. O mare parte din această energie este produsă prin arderea combustibililor fosili cum ar fi cărbunii petrol și gaze naturale. Eu aș vrea să vă propun câteva variante alternative. Ce putea să fie acest videoclip decât o nouă provocare lansată de unul din profesorii mei. Acest proiect este pentru ora de educație tehnologică. Răspund provocării doamnei profesoare Marin Violeta. Nu cred că un panou fotovoltaic îl mai putem numi o sursă de energie neconvențională. Acum 20 de ani, poate că da. Dar acum mi se pare extrem de convențional. O moară de vânt, de asemenea, mi se pare ceva foarte convențional. Eu vin cu câteva propuneri de energii neconvenționale, în adevăratul sens al cuvântului. Ce-ați spune de energia omului ca sursă de energie? dacă ai de încărcat un telefon, de ce să nu ai în buzunar un aparat mic care să-l rotești și să producă energie electrică? Dacă doar prin simpla ta deplasare aparatul s-ar încărca și ar produce energie electrică, cum ar fi să alergi 10 km și să-ți alimentezi casa cu energie pentru 2-3 zile? Ținând cont că în zilele noastre aparatele consumă tot mai puțină energie electrică. Există o companie care prin simpla apăsare pe ecranul telefonului se produce energie. Cum ar fi să navighezi pe telefon și acesta să se încarce? Un alt tip de energie neconvențională. Într-un proiect recent am vorbit de cutremure iar acolo am spus că la 60 de km în pământ avem temperaturi de la 700 de grade până la 6500 de grade, aproape de nucleul pământului. Un proiect islandez de forare profundă ar putea da naștere unui nou tip de energie. O echipă islandeză a furat profund până a ajuns aproape de Magno. Aceștia au pompat în gaura respectivă apă. Aceasta s-a vaporizat instantaneu până la un nivel record de 400 de grade Celsius. Acest abur a presurizat a crescut puterea de ieșire a sistemului de 10 ori. Acesta fiind un succes uimitor, care ar trebui să o ducă la un salt uriaș în capacitățile de generare a energiei din proiectele geotermale. O companie din Statele Unite a descoperit o tehnologie prin care ferestrele caselor Pot capta energia soarelui să o transforme în energie electrică. În momentul de față, se caută soluții pentru a scădea prețul unei astfel de tehnologii, astfel încât fiecare fereastră expusă la soare va avea potențialul de a deveni o mini centrală electrică. Ce spuneți de mor de vânt plutitoare la 1000 de metri deasupra pământului? Acolo unde vânturile sunt cu adevărat serioase și am putea obține o energie mult mai eficientă. Această turbină plutitoare poate face față vânturilor de peste 100 de km pe oră iar atașată de a am putea pune și alte dispozitive pentru a transmite internet Wi-Fi în zonă. Această turbină poate detecta și regla singură, automat, înălțimea sa plutitoare pentru a obține cel mai bun vânt. Iar atunci când vântul devine periculos pentru ea, poate veni singură la sol eliminând situațiile când actualele mori de vânt se strică datorită vânturilor puternice. Iar Sfântul Gral înseamnă fuziunea soarelui, altfel spus construirea unui soare într-o cutie. Ideea este să pui niște hidrogen gazos într-o cutie și să l încălzești la mai mult de 100 de milioane de grade până formează un nor subțire fragil numit plasmă și apoi să-l controlezi cu magneți puternici până când atomii se topesc și eliberează energie. Problema ce trebuie rezolvată în acest moment este cutia. Crearea unei cutii pentru a rezolva această provocare. Cele mai importante guverne ale lumii, China, Rusia, Statele Unite, și Europa lucrează la acest proiect. În Franța, găsim reactorul experimental termonuclear, cunoscut sub numele de ITER, unde toate guvernele sunt implicate pentru a găsi marele răspuns. Lockheed Martin e o mare companie din Statele Unite care lucrează la propria sa fuziune nucleară, sperând ca până în 2050 să găsească răspunsuri la toate întrebările. Dacă toate aceste întrebări vor avea răspunsuri, întreaga planetă va avea energie la prețuri incredibil de mici, fără poluare. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uita să apăsați butonul de like, să distrugeți butonul de abonare și să omorâți clopoțelul. La revedere!